două persoane, la băi sau la munte? Vacanță în doi, la munte? Pentru două persoane, la băi? E responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, așa cum probabil ați văzut și din promo-ul televiziunii, stației noastre de televiziune, invitatul ediției de astăzi este domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Domnule Avram, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună ziua! La câte, nu, cred că nu sunteți nervos, nu? Nu, chiar la când câte, vin Antena 3 Deva chiar nu sunt nervos. Mă bucur, la câte doamne ați dat flori săptămâna trecută? Nu neapărat că am dat flori, am dat flori la multe doamne, dar una peste alta am fost la multe întâlniri cu doamnele din județul Hunedoara, împreună cu președintele Laurențiu Nistor, împreună cu colegii din Partidul Social Democrat. Am văzut că și duminica a fost o zi în care n-ați stat acasă, sau a stat dimineața și după aceea ați luat parte alături de preasfințitul episcop Nestor, la o ceremonie religioasă. Am avut o invitație la resfințirea bisericii de la Cozia și împreună cu Laurențiu Nistor, cu președintele Consiliului Județean, am fost oaspeți aceste comune și mă bucură faptul că am putut participa la această întâlnire de suflet a oamenilor din satul Cozia și acolo m-am întâlnit și cu foarte mulți prieteni. Și m-a bucurat. A fost o duminică în care, mergând la biserică, mergând la Sfânta Liturghie, am stat și am analizat așa un pic tot ceea ce se întâmplă în viața unui om. Și la ce concluzie ați ajuns? Că singurul în care trebuie să crezi este Dumnezeu, că mai mult ca oricând trebuie să ne întoarcem fața către biserică și către Dumnezeu. Să știți că vorbeam cu prieteni și am zis, apropo de oamenii politici, domnule, zic, orice s-ar spune, zic, sâmbete, duminici, n-aveți sâmbete, n-aveți duminici de foarte multe ori. Și acum nu vreau să glumesc, eu nu cred că e ușoară întotdeauna o viață de genul ăsta. Mă depinde ce vrei să faci. Dacă vrei să faci lucruri bune, dacă vrei să leși lași ceva în urma ta, trebuie să știi că atât timp când ești în slujba comunității, chiar trebuie să fii în slujba comunității, dar în același timp trebuie să vezi ce faci cu familia. Familia, poți să spui că nu mai ai casă, poți să spui că nu mai ai familie, dar momentele sunt mai puține alături de familie. Cu toate că când ești sus, când ești pe val, toată lumea e cu tine. Când nu mai ești pe val, când nu mai ești sus, numai familia e cu tine. Deci trebuie să îmbini foarte bine utilul cu plăcutul. Trebuie să îmbini în așa fel încât să împaci și pe oameni, dar trebuie să fii alături și de familie. Eu vă spun sincer că în Petroșani, unde stau, am casă, am de toate, din păcate, nu am timp să mă bucur de tot ceea ce am. Și vedeți că anii trec, dacă ieri eram unul din cei mai tineri vicepreședinți de Consilii Județene din România, 30 de ani, iată anii au trecut, 25 de ani de atunci și nu am prea știut să mă bucur de tinerețe, nu am prea știut să mă bucur de ceea ce am. Important este că atunci când am un pic timp liber, sunt în sânul familiei și mă bucur nespus de mult de tot ceea ce viața mi-a dăruit. Iată că astea sunt gânduri care se potrivesc foarte bine cu după amiază ca cea de ieri la biserică. Da, așa este. Trecem într-un registru foarte, foarte pragmatic. Nu, da, și să nu uităm faptul că
1 martie sau începutul primăverii, începutul lunii martie, sunt cu tradiții. 1 martie cu marcarea la 8 martie a zilei femeii și împreună cu președintele am fost și ne-am întâlnit cu foarte multe femei din județul Hunedoara, dar pe această cale vreau să transmit încă o dată tuturor doamnelor, domnișoarelor, la mulți ani, multă sănătate și tot ceea ce își doresc. Am împărțit, dacă tot m-ați întrebat acum, și flori la colegele mele de la Consiliul Județean, aproape 100 de persoane, 98 de persoane, 28 de doamne, de domnișoare în cadrul Consiliului Județean, colegele mele cu care lucrez în Consiliul Județean, pe care le respect și cu care vreau să avem, să avem rezultate cât mai bune la, în administrația Consiliului Județean Hunedoara. Da, frumos, și spuneam că trecem la o zonă foarte pragmatică, 2024, an în care veți avea nevoie de foarte multă energie. Iată că s-a stabilit și data alegerilor, se știe prima comasare europarlamentare cu localele. Domnul Hurian, anul 2024 pentru mine este un an mai relaxat din punct de vedere politic, în sensul că nu candidez, nu mă veți găsi pe nici o listă, nici de consilieri locali, nici de consilieri județeni, nici de candidat la primar, nici la Consiliul Județean. Fac parte din echipa lui Laurențiu Nistor și împreună, așa am bătut palma, dânsul președinte Consiliului Județean, eu administrator public și mă bucur de acest lucru. Îmi place după ceea ce sau după 2018, de când am venit administrator public, îmi place ceea ce fac împreună cu Consiliul Județean, împreună cu președintele Consiliului Județean, în condițiile în care promisiunile la alegerile din 2020 au devenit fapte în următorii 3 ani, ne arată că ceea ce facem noi pentru comunitatea locală, pentru oamenii din județul Hunedoara, s-a înfăptuit. Promisiunile au devenit fapte, mai sunt unele lucruri care sunt în curs de a deveni fapte și ne putem afișa în fața electoratului hunedorean cu ceea ce am făcut. Nu foarte multă lume care candidează poate să vină în fața electoratului și să spună și să arate ceea ce a făcut. Administrația județeană condusă de către președintele PSD Laurențiu Nistor are posibilitatea de a arăta cetățenilor din județul Hunedoara ceea ce a făcut. Cineva ne întreba cu câteva zile în urmă ce înseamnă racolarea de primari de la Partidul Național Liberal. Nu Partidul Social Democrat racolează, ci oamenii de acolo s-au săturat de conducerea, de activitatea și celor care conduc Partidul Național Liberal. Au găsit în Partidul Social Democrat oamenii cu care poate să continue și să-și facă, să își realizeze ceea ce au promis cetățenilor. Nu Laurențiu Nistor i-a luat din Partidul Național Liberal. Ei au luat. Partidul Social Democrat este un partid deschis, este un organism viu, funcționează, trăiește și dacă oamenii își găsesc liniștea și faptul că își pot realiza promisiunile făcute de cetățeni alături de Partidul Social Democrat, sigur nu pot să îi dai afară. Și ne bucură faptul că acum Partidul Social Democrat, după ce Laurențiu Nistor a venit la conducerea Consiliului Județean, a putut să demonstreze și să arate ceea ce poate să facă Partidul Social Democrat pentru județul Hunedoara. Ar trebui să vină să demonstreze că 1 miliard de euro contracte, care acum unele sunt realizate, altele sunt în curs de realizare, altele sunt în licitație, sunt lucruri dovedite. Sunt bani care vin în județul Hunedoara, în care poate crește gradul de infrastructura, se poate moderniza, poate să rezolvăm problemele în infrastructura hotelieră din Spitalul Județean de Urgență Deva sau în celelalte două spitale din cadrul, cele două sanatorii din cadrul, din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, poate să accelereze ofensiva culturală pe care a început-o Consiliul Județean Hunedoara. Să nu uităm de faptul că anul 2024 este un an cu care noi, cei din județul Hunedoara, ne mândrim, 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, simpozionul făcut de către Consiliul Județean de, în parteneriat cu Academia Română, ne face să ne simțim
mândri că suntem că Avrameancu a rămas pe veci aici, în județul Hunedoara, pe faptul că președintele Academiei Române va deschide acest această activitate științifică la nivelul județului Hunedoara, unde foarte mulți academicieni vor fi în perioada 8-9-10 mai la Deva și în județul Hunedoara. Mă bucură toate aceste lucruri și mă bucură faptul că împreună cu colegii mei din Consiliul Județean am făcut foarte multe lucruri și am profitat de toate oportunitățile de a aduce bani europeni în județul Hunedoara. Le mulțumesc încă o dată și asta arată încă o dată că echipa coordonată de către președintele Laurențiu Nistor și-a îndeplinit misiunea până acum, dar mai avem foarte multe de făcut pentru a rezolva problemele. Laurențiu Nistor a fost președinte a Consiliului Județean în mandatul 2020-2024 și va fi președinte a Consiliului Județean în mandatul 2024-2028. Faptele vorbesc de la sine. Da, mi-a spus în urmă cu o săptămână, invitat în emisiune, fostul președinte, ce fostul și viitorul președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Avem timp să detaliem partea de proiecte. Aș mai rămâne prin două întrebări în partea politică. Apropo de venirea primarilor PNL la PSD, 1. Nu se supără colegii de coaliție și 2. Sunteți vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Sunt definitivate listele de candidaturi pentru alegerile locale? Bine, că alegerile locale sunt în data de 9 iunie. Mai este timp până când, cu 30 zile înainte de data alegerilor, se vor definitiva. În politică să nu zici niciodată. Unii mă întrebau, mai sunt, mai vin? Este opțiunea lor de a veni. Încă mai este timp până când se definitivează listele. Vom vedea. Cert este că pentru noi, sau pe noi, pe cei din Partidul Social Democrat, ne bucură lucru că vom câștiga multe primării. Toate datele, toate sondajele ne arată că candidații pe care i-am scos noi la Sarmice de Tuzla, la Hațeg, la Călan, la Lăpugiu, sunt oamenii care vor câștiga 100% alegerile unități administrative conduse de cei de la Partidul Național Liberal. Deci Hațegul și Călanul vor... Eu cred, da? Că și sondajele și oamenii pe care îi avem ne arată că câștigăm 100%. Ce să mai spun atunci colegii noștri? Se pot supăra că votul cetățenilor este un vot pentru Partidul Social Democrat? Eu cred că nu este niciun motiv de supărare. Cert este că cei de la Partidul Național Liberal au văzut, sau cei din conducerea județeană a PNL, văd în PSD un cel mai mare dușman. Dragi colegi, nu Partidul Social Democrat este dușmanul Partidului Național Liberal. Din contră, Partidul Social Democrat este partenerul de guvernare, partenerul Partidul Național Liberal, alții sunt dușmani. De aceea trebuie să vă vedeți fiecare de treaba voastră, în condițiile în care nu ați găsit în noi un partener, este problema dumneavoastră. Și mă discut cu liderii acestui partid. Da, ați punctat. Domnul Gruianu, ce putem noi să-i spunem lui Victor Stoica la Pui, unul dintre primarii, 24 de ani de când este primar ales în anul 2000, suntem în anul 2024, condițiile că are cea mai mare comună din județ. Ce poți să-i spui lui Marius Homută de la Ilia sau lui celui de la Crișor sau celui de... Oameni cu foarte mare experiență politică, Lință de la Vața, da. Sau primarul Cerbăl. Nimeni nu i-a obligat. Au venit de bună credință alături de Partidul Social Democrat, alături de Laurențiu Nistor, pentru ca să împreună să facem front comun ca cetățenii din urbile lor să pot trăi mai bine, iar ceea ce i-au promis, promisiunile lor să devină realitate. Da, în urmă cu tot în urmă cu o săptămână și timpul trece repede, președintele Nistor spunea de foarte multe obiective care, mă feresc de un cuvânt, inaugurate, mi se pare și impropriu.
să spunem că vor fi deschise pentru accesul public, mă refer la obiective din sănătate, și unul dintre ele foarte important este noua secție UPU a Spitalului Județean de Urgență Deva. Care suntem aproape acesta, de jumatea lunii. Da, da. Promisiunea lui Laurențiu Nistor devine realitate. Cred că vineri încep lucrările pentru recepția începe recepția lucrărilor de la UPU și cred că într-un timp foarte scurt toți cetățenii care vor veni sau din județul Nedoara vor veni la Spitalul Județean de Urgență Deva, vor avea parte de o infrastructură spitalicească, hotelieră foarte, foarte bună în comparație cu ceea ce a fost. Tot timpul ne raportăm la ceea ce a fost. A fost mai rău, va fi mai bine. Este o lucrare dragă sufletului lui Laurențiu Nistor de a moderniza Spitalul Județean de Urgență Deva, lucru care se și înfăptuiește. S-a vrut angiograf la Deva, a venit angiograf la Deva, s-a vrut RMN-ul la Deva, a avut. Dacă mai trebuie lucrat, mai trebuie lucrat un pic la empatie pe care trebuie să o dea personalul medical față de cetățenii care vin la această unitate spitalicească de anvergură, cum este Spitalul Județean de Urgență Deva. Deci UPU va fi operațional 100% la această lună. Vineri începe recepția lucrărilor în care vom fi prezenți și Laurențiu Nistor va fi prezent, fiindcă el a promis că la jumătatea, cum a spus dumneavoastră, da, la jumătatea lunii martie începe recepția, dar eu cred că vom fi în situația în care recepția începe și în câteva zile totul va fi schimbat și oamenii când vor veni la urgență vin în noua secție de urgență de la Deva. Au fost anumite întârzieri obiective la unele proiecte care s-a folosit un termen etapizare. Tot ce este programat pentru 2023 și 2024 se va încadra? Inclusiv la lucrările pe fundul european de la Deva a fost etapizat. Dar nu că nu erau gata lucrările, ci din cauza birocrației. Poate era 99,9%, dar până la se termina toate actele a dus la situația în care suntem acum. Dacă am avut ceva probleme, am avut o problemă pe culoarul Mureș, în care, după cum se știe, lucrarea a fost împărțită pe trei tronsoane, două tronsoane luate de două firme românești, două firme din județul Nedoara, iar a treia luată de o firmă austriacă. Problemele pe care le avem, le avem cu firma austriacă, care nu și-a făcut datoria și dacă este să vorbim despre întârzieri, este vorba despre tronsonul care merge de la Hărău, care merge până la limita județului Alba, pe care am avut probleme și încă nu este gata. A avut terminul undeva pe 28 februarie, a cerut până 29 martie, are termin acum în 29 aprilie, în care chiar vor fi gata toate lucrările. Deci acum sunt etapizate, nu am pierdut absolut nimic. Avem o lucrare foarte mare care a fost etapizată, este vorba despre transportul Green Line în Valea Jiului, care se lucrează, s-a dat începerea lucrărilor în noul, începând cu data de 4 martie, dacă nu mă înșel. Sperăm că și am făcut promisiuni că anul acesta vor fi gata, undeva la mijlocul anului, să vedem exact dacă lucrurile depind de noi, de Consiliul Județean, ca să rezolvăm și acest proiect mare și ambițios pentru Consiliul Județean Hunedoara. Să știți că ați amintit de Austria. Recent am fost la fiica mea care locuiește în Austria și am fost într-un sat, acolo locuiește într-un sat austriac, la schi, și m-am gândit la Consiliul Județean. Am vrut să fac niște poze și după aceea am vrut să zic, am zis că totul să nu le fac, că să nu se interpreteze. Despre ce este vorba? Zona în care am fost la schi este pe un ghețar, la 3100 și ceva de 3113 metri. Se numește Kaunertal. Este un lac de acumulare, zona este foarte similară cu drumul cu cel care duce pe malul lacului Cinciș și urcă în pădureri. 36 de kilometri are. Începând din zona barajului, este absolut verificabil ceea ce spun acum, cine vrea poate să meargă acolo să sărăsc un prieten. Acel drum, eu nu am văzut în județul Nedoara drum spre o zonă turistică atât de găurit cum era acel drum. Foarte prost.
Și vorbeam cu ginerele meu și cu fiica mea și am vorbit cu șeful de complex, că este un singur restaurant acolo la baza Ghețarului. Și l-am întrebat, domnule, cum e drumul ăsta atât de prost pentru Austria? Domnule, este o zonă foarte turistică. Eu înțeleg, sunt zone, zice, totul este prioritizat. Nu le pot face pe toată dată și am vorbit cu guvernatoarea, ca o guvernatoră de land, guvernatoarea landului Tirol, zice, ne va veni rândul, este în proiectul lor de modernizare a drumului, zice, când ne vine rândul, atunci se va face. M-am gândit, trebuie să recunosc că uneori, poate pe nedrept, știu că în județul Nedoara se asfaltează foarte multe drumuri și totuși tot timpul se găsește de la nu-i făcut, de la nu-i făcut. Și acolo funcționează principiul prioritizării. Da, cred că și la noi, la nivelul Consiliului Județean, există o prioritizare pe care conducerea Consiliului Județean a făcut-o. Sigur, nici bani nu sunt pentru a rezolva întreținerea tuturor celor 1310 km pe care i-are Consiliul Județean, dar dacă e să discutăm, și ați dat acum un exemplu, drumul din jurul lacului Cinciș care merge la Nunca Cernii, va fi reabilitat anul acesta prin fonduri, prin proiectul Angel Saligny. Proiectul Angel Saligny, sau Angel Saligny, care a avut, județul Nedoara a avut la dispoziție în jur de 140 de milioane de lei, a început și anul acesta vor fi scoase la licitație toate lucrările pe Angel Saligny pentru a arăta și pentru a arăta că putem face lucrări. Pe lângă lucrul acesta, încă mai avem drumul care va lega Țara Zarandului cu zona Giorgiu. Este vorba de drumul de 5,7 km între Curechiu și Balșa. El va fi gata anul acesta. Nu am găsit acolo, a fost pe banii proprii ale județului Hunedoara, atât de la buget, cât și din împrumuturi pe care Consiliul Județean l-a accesat. Avem de gând împreună și președintele Nistor a avut o întâlnire să vedem exact ce putem face în continuare, fiindcă gradul de înălțare a Consiliului Județean este foarte mic, în jur de 16%. Avem posibilitatea de a mai lua bani și de a face lucrări. Dacă facem un drum, cum ar fi drumul către barajul de la Gura Zlata, nu cred că pe drumul acesta vom circula numai noi, fiindcă există o problemă. Știți, luăm bani ca să împrumutăm copiii copiilor noștri. Da, dar copiii copiilor noștri vor merge pe acest drum modernizat. Nu va merge numai Costel Avram sau Alexandru Gurean sau Laurențiu Nistor, ci ăsta va merge 50-60 de ani dacă facem o reabilitare așa cum trebuie pe acest drum. De aceea, eu cred că dacă luăm bani împrumut, mergem pentru dezvoltare și pentru a crea o infrastructură demnă de anul 2024. Primarul de la Vața, care a fost în emisiune și care și el și-a manifestat dorința de a veni în PSD, este unul dintre puținii care spunea, domnule, noi suntem așa, are un fel molcom de a vorbi, suntem o comună bogată. Molcom de a vorbi, dar da, în același timp a făcut foarte multe în comuna Vața, de aceea oamenii l-au ales, a fost viceprimar 4 ani, oamenii l-au ales în 2020, în sondajele de opinie stă foarte bine acum, a făcut foarte multe lucruri pentru cetățeni, iar noi, conducerea Consiliului Județean, admirăm oamenii care au făcut lucruri bune pentru urbea din care face parte. Faptul că s-a luptat, s-a deschis stațiunea de la Vața, faptul că are o colaborare foarte bună cu cei care administrează, cei care patronează stațiunea la Vața, ne dă pentru viitor semne bune că Lință la Vața va continua să conducă unitatea administrativă, va dezvolta zona aceasta, iar comuna Vața, cu un primar PSD-ist acum, va avea tot sprijinul Consiliul Județean. Dar aici, când vorbesc de sprijin, Laurențiu Nistor a dat sprijin tuturor primarilor din județul Nedoara, fiindcă județul Nedoara nu-i poți împărți între PSD-iști și PNL-iști, ci sunt oameni care trăiesc în județul Nedoara. Și dacă este să discutăm așa, dacă nu făceam drumul județean care leagă Țara Zarandului de Giorgiu, fiindcă la Balșa primar PNL, la București și Bradului primar PNL. Deci dacă am pune în față culoarea politică și nu am pune problema județului. Noi punem problemele județului și încercăm să le rezolvăm.
prioritizând, tot așa cum spuneați și dumneavoastră, problemele din județ. Nu le putem rezolva toate problemele. Am prioritizat pe fonduri europene și este acum în situația în care analizăm licitația drumul de la Orăștie până la Costești, fiindcă de la Costești înspre Salmice Zetuza a fost făcut drumul. Și eu sper că vara aceasta să înceapă lucrările și pe acest drum. Am încercat și am luat de la Orăștioara, prin hotărâre de Consiliul Județean, în administrare, un drum comunal care duce către cetatea Costești, da? Păi nu pot să ajungă turiștii să vadă cetatea de la Costești dacă nu ai o infrastructură. Vrem să creăm acea infrastructură pentru a ajuta turiștii de a ajunge în cetatea de la Costești. A creat toate condițiile cu o parcare ca oamenii să vină cu mașinile până în cetate. După aceea ne revine nouă sarcina celor de la Consiliul Județean și celor de la DGAMPT pentru a rezolva problema și a ține, a veni turiștii acolo. Vin turiștii. Noi asta putem face, Consiliul Județean, de a promova județul, de a crea infrastructura necesară pentru ca turiștii să vină în condiții cât mai bune și după aceea zic unii, domnule, dar de ce nu facem să rămână turiștii în județ? Nu mai este sarcina noastră, ci aici trebuie făcut un parteneriat cu oameni de afaceri ca ei să creeze condițiile necesare pentru a ține oamenii aici 2-3 zile în județul Hunedoara. Iar în momentul când este această simbioză încheiată între autoritățile publice, între oamenii de afaceri, eu cred că cei care câștigă sunt cetățenii din județul Hunedoara. Fiindcă rămân bani în județul Hunedoara. Dar să știți că problema începe să se schimbe, situația începe să se schimbe în sensul că oamenii chiar rămân în județ mai mult de 2-3 zile, pentru că numărul obiectivelor din județ, și asta din date certe, din discuții pe care le-am avut, sunt atât de multe obiective turistice care pot fi vizitate, aflate la distanțe relativ mari unele de altele, în așa fel încât să stai 2 zile în județul Hunedoara, nu-ți mai permite să vizitezi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un județ extraordinar de frumos. Lăsând la o parte faptul că este județul celor două capitale, Salmice Zetuza Regia și Salmice Zetuza Ulpea Traiana. Ce vrem mai mult? De noi depinde, de autoritățile locale, de oamenii de bine din județul Hunedoara, de a face să aducem cât mai mulți turiști în județul Hunedoara. Fiecare, dacă își face datoria în funcție de ceea ce poate, Consiliul Județean să creeze infrastructura pe drumurile județene, să facă drumul de acces către obiectivele turistice, pe care am început să le facem. Am făcut drumul de acces către stațiunea Straja, una din stațiunile cele mai performante acum în timpul iernilor. Am făcut drum către Parâng pentru a dezvolta și această zonă. Creăm drumul de legătură cu județul Gorj prin Pasul Vulcan, pe acolo pe unde Mihai Viteazu a venit în 1601 către Transilvania să ajungă în Alba Iulia, dar în același timp și în primul război mondial când trupele românești au venit și au pe Pasul Vulcan au venit pentru a elibera țara. Deci sunt lucruri pe care să facem drumul de acces către cetățile dace, în care să ne aducem aminte de tot ceea ce înseamnă moștenirea noastră, despre strămoșii noștri. Facem investiții majore în cetățile dace, în Ulpia Traiana, Salmice Zetuza. Când va fi gata Ulpia Traiana? Cred că undeva la jumătatea anului acesta vor fi lucrurile terminate. Mergând mai departe, domnul, cine credea că se va face nodul rutier de pe autostradă? Aici în Deva și în același timp, printr-un parteneriat pe care, după îndelungi discuții la Guvernul României, Laurențiu Nistor l-a adus între Consiliul Județean Hunedoara și Ministerul Transporturilor, de a crea o punte de legătură, drumul de acces de la ieșirea din Hunedoara pe drumul județean, facem un ocol pe lângă Macon, ne ducem peste, pe la Săulești și venim aici în zona între Hărău și Săulești, unde va fi nodul în care va prelua de o parte, vii pe acest drum care merge spre Hunedoara și în același timp poți să vii pe nod să te duci în municipiul Deva. Un lucru foarte bun în momentul când ai deschis la autostradă. Cred că în 2 ani de zile această investiție poate să fie gata, fiindcă există și sursa de finanțare. În același timp se vor termina și celelalți 14-12 km de autostradă la ieșirea din județul Hunedoara și atunci putem spune că din Deva, din Hunedoara, mergi direct până la Paris sau până la
Madrid. Până la Oceanul Atlantic. Până la Oceanul Atlantic, da, în Franța. Deci sunt lucruri care se văd în județul Hunedoara. Sunt lucruri care, să mai vorbim de ofensiva culturală, domnule Guream, în care Consiliul Județean a investit bani, investește bani în instituție de cultură a Consiliului Județean. Pe această cale vreau să-l felicit pe Ciprian Roman, fiindcă a fost acum cu ansamblul Dragan Munteanu într-un raion în Republica Moldova, un raion înfrățit cu județul Hunedoara și a făcut cinste județului Hunedoara. Chiar am avut o discuție telefonică cu președinta raionului și a spus că și-a manifestat bucuria de a întâlni acești oameni minunați din județul Hunedoara. Cum să nu fii bucuros cu cei de la Biblioteca Județeană, care prin toate acțiunile pe care le fac cu oamenii cei mai influenți din România, cu oamenii intelectuale din România, în care sunt aduși la Deva sau în județul Hunedoara, cu faptul că toți oamenii de cultură din județul Hunedoara sunt alături de Biblioteca Județeană, cu acțiunile care au fost de Dragobete la Teatrul de Sârbu din Petroșani, cu instituții de cultură, Teatrul din Deva și Teatrul de Sârbu din Petroșani, cu Muzeul Civilizației de la Deva. Toate sunt lucruri care sunt, toate aceste instituții finanțate de către Consiliul Județean. Și indiferent ce zic unii și alții, administrația lui Laurențiu Nistor a dat bani și în timpul pandemiei ca aceste instituții să funcționeze, nu să meargă acasă. Puteau să meargă, trimitem în șomaj acasă. Nu. Eu cred că este normal ca actul cultural să meargă. Lăsăm la o parte acțiunile culturale pe care fac parte din ofensiva culturală. Abia aștept eu ca Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara să dea drumul la ceea ce noi am denumit de mulți ani Opera Naiț, care se va desfășura sub egida Consiliului Județean prin Centrul de Cultură și Artă. Sunt bani. Sprinși bani în bugetul Centrului de Cultură și Artă. Știți că pentru este ediție jubiliară a 10 ani. Mă bucur faptul acesta și iarăși în 5 orașe ale, sau în 5 zone ale județului va avea loc Opera Naiț. Sunt lucruri care noi trebuie să ne mândrim și mai mult decât simpozionul științific de care spuneam și la început, sub în parteneriat cu Academia Română, în care va fi prezent aici Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, alături de Laurențiu Nistor, vor deschide acest simpozion. Sunt lucruri care vor rămâne peste ani, noi funcțiile sunt trecătoare, dar faptele vor rămâne. Cultural e foarte important ce faceți și asta spun în cunoștință de cauză. Directoarea Centrului este un institut de cercetare pe lângă, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii. În județele care au probleme economice și județul Hunedoara este un județ care a suferit din cauza prăbușirii industriilor minieră și siderurgică. Dacă autoritățile locale nu se implică, cultura se prăbușește practic și trebuie să remarc că sunt, aș adăuga și galeriile de artă, forma din Deva, castele, muzee, la care voi face cu siguranță referire. Practic, Consiliul Județean Hunedoara este, fără nicio exagerare, principalul susținător al culturii. Mergând și la ideea, domnule Vruian, prin faptul că singurul muzeu care se construiește în România este Muzeul Dacic de la Orăștie, care este finanțat prin fonduri europene, dar cei mai mulți bani pune Consiliul Județean Hunedoara, chiar dacă este într-un parteneriat cu Primăria Deva, Primăria Orăștie, fiindcă acolo este și alt obiectiv, Casa de Cultură din Orăștie. Ne implicăm și administrația condusă de Laurențiu Nistor face tot ce stă în putință pentru a dezvolta armonios județul să se dezvolte armonios pe toate palierele. Va avea primarul din Orăștie, domnul Bălan, obiectivele gata ca anul ăsta sărbătorește 800 de ani de la prima atestare documentară? Da, eu cred că ceea ce privește pe noi muzeul va fi gata anul acesta. Cred că undeva la mijlocul anului și acolo la muzeul lucrurile se vor termina. Castelul Nopcea? Castelul Nopcea s-a făcut recepția. Urmează săptămâna viitoare împreună cu președintele să mergem, împreună cu instituțiile din subordinea Consiliului Județean. Fiecare să preia câte o cameră, două, și în decurs de două luni de zile, ca în luna iunie sau mai, să putem da drumul la Castelul Nopcea. Deci încă un obiectiv care va fi deschis. Un nou obiectiv de cultură care va fi deschis și veți vedea dumneavoastră că va fi
un pol de atracție în zona Țării Hațegului, acest castel. Și când mi-aduc aminte că în 2018 nici nu mai avea acoperiș, ploua, arăta ca după cum războiul din ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Puteți așa, spune povestea, care are o poveste interesantă. Așa arăta acest castel, dar eu cred că cel mai bine povestea castelului se va spune acolo, pentru cei care vor veni și vor vizita castelul începând de la mijlocul anului acesta. Am înțeles că atunci, în 2018 sau 2019, rămăseseră niște bani, parcă. Și totul s-a făcut foarte rapid, hârtiile. Da, rămăsese niște bani. Deputatul Laurențiu Nistor a spus că a fost la Ministerul Dezvoltării, mai sunt niște bani, hai să vedem, să băgăm castelul de la Nopcea. Așa am făcut și am rezolvat finanțarea pentru castelul Nopcea. Am trimis imediat hârtiile la Ministerul Dezvoltării, iar cel care a făcut toate diligențele ca să vină banii în județul Nedoara a fost nimeni altul decât actualul președinte de Consiliul Județean. Eu spuneam de primarul din Vaza și pentru că așteaptă cu mare interes și aici, într-adevăr, de drumul ăla, eu știu că în emisiune s-a discutat de drumul cel puțin, da, de cel puțin un an de zile, pe când el nu era... Era o problemă, nu, că în ghidul pe porul 2020-2027, pe drumurile județene niciun proiect nu putea să depășească 50 de milioane. Al nostru este undeva la 30 de milioane de lei, partea noastră, iar celor de la Arad era undeva la 25, care depășea 50 milioane, da, și trebuia modificat ghidul. Chiar înainte de a intra în emisiunea la dumneavoastră, am văzut o adresă de la Sorin Maxim, care spune și prin faptul că cei de la Arad au micșorat, în sensul că a rămas drumul județean făcut, nu modernizează de la drumul național, ci de la kilometrul 8, dacă nu mă înșel, și va avea nevoie de o finanțare de 15 milioane. 30 cu 15, 45, care nu depășește 50 de milioane și atunci nu trebuie modificat ghidul. Este în linie dreaptă și drumul Regelui, cum se spune, care merge de la primăria Vața până la limita cu județul Arad pe teritoriul nostru și de acolo merge către Săvârșin. Ar fi frumos să fie inaugurat de principesa Margareta cu una dintre mașinile de colecție ale Regelui de la Săvârșin. Nu știu când ar trebui să fie gata drumul. Nu, pe el este în situația în care s-a făcut studiul de fezabilitate, se urmează proiectarea. Eu sper că în 2 ani, în 3 ani lucrul să fie gata. Eu cred că pas cu pas, încetul cu încetul trebuie să dezvoltăm județul. Va fi o deschidere enormă. Când vii de la Arad, nu mai vii până la Șoimuș ca să mergi la Vasa. Cu mult, că nu m-am uitat sigur, la traseu. Scutează da, cu foarte mulți kilometri drumul și vii ca și regele Mihai când vedeam la Vața Băi. Și acum sunt și băile care deci sunt funcționale. Vină, da, care sunt funcționale. O stațiune foarte frumoasă, care a prins din nou viață și mă bucură că cei din administrația publică locală sunt alături de oameni care au investit și care aduc din nou suflu, acea viață pe care eram învățați la începutul anilor 2000 acolo la Vața. Un proiect care vă este drag, exploatarea culturală Petrila. Da, foarte bine mi-a spus întrebarea prin faptul că împreună cu cei de la IT Valea Jiului, împreună cu colegele mele de la Consiliul Județean, cu Paula Ienuț, am pus pe tapet undeva la 17 proiecte care vor fi finanțate prin tranziție justă, prin IT Valea Jiului. Sunt banii, se scriu proiectele și mina Petrila nu va mai fi exploatarea minieră Petrila, dar putem face din ea exploatarea culturală Petrila, iar una dintre cele mai vechi mine din Valea Jiului și cea mai adâncă mină din Valea Jiului a rămas în picioare, iar copiii noștri vor povesti copiilor ceea ce a fost acolo. Dacă Consiliul Județean nu intervenea, totul dispărea de acolo și noi nu mai povesteam de ceea ce a fost în zona Petrila. Eu cred că putem dezvolta zona, chiar dacă nu este minerit, dar turiștii, oamenii pot vedea cum au muncit minerii, ce au făcut minerii și fiindcă la un moment dat, după cele două mineriade, numai lucruri urâte despre mineri, dar noi putem arăta prin
colegii noștri care sunt acolo prin parteneriatul pe care le avem cu unii oameni extraordinari din Asociația Planeta Petrila, care sunt la ora aceasta sunt ghizii care conduc turiștii care vin prin zonele care pot fi vizitabile. Dacă vom lua banii, acești bani europeni, și vom lua cu siguranță, vom face în așa fel cât să trăiască momentele în care le-au trăit minerii înainte. Știu că și, având în vedere că a fost o bursă a locurilor de muncă, știu că și directora executivă a JOF își dorește să înființeze acolo un punct de lucru firesc, oarecum, având în vedere că este o cerere de forță de muncă în zona. Da, este o cerere de forță de muncă, iar ea profită de faptul că pe tranziție justă cei de la JOFM pot lua undeva 14 milioane de euro pentru a-și aranja o locație pentru dezvoltarea și creșterea forței de muncă, pentru dezvoltarea noilor meserii. Am pus la dispoziție o clădire care era înainte pentru pregătirea personalului salvatorilor din această mină și vor face mari investiții, 14 milioane de euro acolo. În același timp schimbăm în același timp, dar dăm viață la ceea ce a fost exploatarea minieră Petrila. Cum arată o zi de, suntem pe final de emisiune, cum arată o zi de muncă a administratorului public? Ce aveți pe, apropo de, că am tot folosit cuvântul priorități, care vă duceți în birou și ce găsiți pe birou? La ora aceasta aș putea spune că vreau să prioritizez, dar nu mai am ce prioritiza, fiindcă toate sunt lucruri de a fi rezolvate cât mai repede. Fac naveta la Petroșani, iar când nu plec, tot la 7 sunt la Consiliul Județean, chiar dacă lucrul începe la ora 8, pentru a vedea la început ce mi-a rămas de ieri și după aceea, când vin colegii, facem analiză și dacă este să discutăm de fondurile europene și de problemele pe care le ridică infrastructura. A fost iarnă, am avut probleme cu zăpada, acum vine primăvara, problemele cu infrastructura rutieră, iar problemele nu se termină niciodată la Consiliul Județean. Iar dacă tu vrei să faci ceva și să lași ceva în urma ta, totdeauna ai de lucru. Nu pot să vă spun care este prioritatea, fiindcă dacă stai să analizezi, toate sunt priorități pentru a dezvolta județul Hunedoara. De Broașe nu vă întreb, că a răspuns președintele Nistor. Se lucrează la Broaște, va fi gata, lucrările vor fi gata, au întârziat datorită faptului că ar trebui să avem acel aviz de la Direcția de Cultură. Se lucrează, este totul în graficul pe care a fost stabilit. Cât este să discutăm, nu știu ce legătură avea candidatul Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean, dar ceea ce a spus a fost o minciună grosolană și oricum oamenii îi vor da. Dacă el crede că poate câștiga votul cu minciuni, se înșală. Să nu credem pe oameni naivi. Oamenii nu mai sunt cei din 1990. Da, ați încheiem aici, ați pomenit foarte multe obiective noi și sunt foarte interesante, așa încât sunt convins că vor fi și echipele noastre de la Departamentul Știri, pentru că sunt într-adevăr foarte multe, foarte multe lucruri interesante pe care să le prezentăm telespectatorilor. Domnul Grean, echipa condusă de Laurențiu Nistor în cei 4 ani a dovedit că promisiunile din 2020 și la campania electorală au devenit fapte. Mergem în fața cetățenilor în anul electoral 2024, în 9 iunie, cu faptele pe care noi le-am făcut, cu promisiunile care s-au transformat în fapte, iar aceasta este campania electorală pe care noi vom face noi, cei din Partidul Social Democrat. Da, eu vă mulțumesc și sper, având în vedere cât este de importantă această secție UPU și cât de mult este interesată populația, sper să putem face în curând o emisiune de acolo pentru a vedea cum arată. Profesioniștii de la Spitalul Județean de Urgență Deva vă vor arăta exact investițiile pe care echipa lui Laurențiu Nistor le-au făcut la Spitalul Județean de Urgență Deva. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc multă sănătate, vă doresc succes în general în profesie, că la primar și la ceilalți le doresc succes în alegeri, dacă nu candidați. Nu, succes trebuie, Partidul Social Democrat să... Sunteți și vicepreședinte, să le reamintesc. Eu sunt alături de echipa lui Laurențiu Nistor.
Da, vă mulțumesc, doamnelor, domnilor. Invitatul de astăzi, ora exactă, Antena 3 Deva în direct, a fost domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Îi mulțumesc încă o dată, multă sănătate. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. La revedere, toate cele bune tuturor.